Salut bă șacalilor! Da, știu, mi s-a mai zis că de ce n-ai postat, deja au intrat în spam mesajele alea, că de ce n-ai postat, dar am primit și mail-uri chiar, că de ce nu mai postez, că dacă stă în viață, că dacă nu răspund pe YouTube, poate răspund pe mail, te-ai gândit, da. Bă, da, am fost un pic mai ocupat, nu știu acum cât timp am postat, undeva duminică, deja e cealaltă duminică, dar noi habar n-am de fapt, trece timpul foarte repede, sunt ocupat momentan. Da, bun, bă, astăzi m-am gândit să fac un video de genul cum e să stai la bloc sau ceva de genul, probabil că sunteți mulți care stați la bloc și probabil mulți care stați, mă rog, locuiți la casă, știi? O să zic cum stă treaba din perspectiva unuia care locuiește la parter, da? La parter e greu tare, o să vă zic. Acum nu știu cum o să structurez video-ul ăsta. Am să vă zic câteva întâmplări, dar o să structurez pe, nu știu, chestii favorabile și nefavorabile, ceva de genul. Da, bun, eu când eram mic, gen locuiam la etajul 4, știi? Și pe la un an, când am făcut eu un an sau 2 ani, gen ne-am mutat aici și am căzut gen de la 4 până jos, până în fundul gen fântânii, jos tare, s-o gândit că nu putea să ia la 3, o lua la parter, știi? Hai să zic ce înseamnă parter un blocul meu, că bă, poate mai sunteți unii la parter, mă rog, depinde și vecinii, depind multe chestii. Uite, acum am draperia trasă, gen ca să intre lumina și se uită ăștia la mine, gen care trec în... Deci eu am o vecină, știi? Și mă rog, e vecina de la etajul 1, știi? Și eu stau aici și în camera la mine, știi? Gen fix aici, dacă ați mai văzut voi prin video, fix aici, gen cum e biroul meu aici, sunt două țevi, gen, și țevile astea, gen, se duc așa până sus, până nu știu unde se duc oricum. Ei bine, țevile astea sunt niște țevi de căldură, că să ia să le văd dacă sunt calde. Mamă, ce calde, să fierbinți, da, serios. Dar și ei bine, țevile astea amplifică sunetul, nu odată, nu de două, de trei, de 10 ore îl amplifică, bă, că de parcă l-aud, parcă am eu televizorul pornit aici nebun. Și vecina asta de la ora 8:30 dimineața până pe la 11:30-12 îl ține deschis, bineînțeles, foarte tare și îl mai ține de la 9:30 seara până la 1, bă, deci până la 1. Eu am mai stat, deci eu aud acum că poate să mă serios acum. Te trezești la 7 ca ore de dimineață și la 1 să turuie știrile de pe canal, de nu-ți convine, crede-mă. Bă, băiatule, eu nu acum că te mint, bă, dar când pornește televizorul ăla, când aud știrile, când aud muzică de pe taraf și că am sub bufăr aici capul meu, așa de tare se aude. Voi, deci dacă veți amplificator, nu dați, mă, 6 milioane, 10 milioane cât costă un amplificator. Luați-vă, mă, două țevi de căldură, că tu știi cum merge, bă, băiatule. Eu sunt o persoană care adoarme mai greu, dar îi place mult să doarmă, știi? Bă, dar mult. Și, bă, am un somn finuț, bă, dar nu tocmai, bă. Adică poți la un moment dat să mai chip, scap chestii lângă capul meu, nu aud, sincer. Bă, dar când aud la 8:30 dimineața, șoc, o tânără din București a făcut nu știu ce pe canal, de crede-mă că mă trezesc așa instant, mi se deschid ochii și mă ridic și gata, plec. Mai știi ce înseamnă să stai la parter? Auzi cum se trage apa, gen de la tot, mă, de la 4, 3, 2, 1, uite, de la mine se aude, gen, eu nu știu, sunt colectorul de apă, știi, dacă cade undeva la capă, vine la mine, știi, eu aud, eu sunt totul aici, știi. Vrei să mai știi ce înseamnă să locuiești la parter? Înseamnă că se aude orice pe lângă geamul tău, că nu-i calitate de aia germană, cum ați văzut la reclame, nu, e un termopan, dar se aude, bă, tot prin el, nu te mint acum. Bă, când a început lucrările, mă, cu picamerul aici, fix, bă, parcă îmi spărgeau mie peretele, așa se audea de tare, de parcă l-auzeam când bate sub pat picamerul ăla, ești nebun. Cam asta înseamnă stai la parter. E cu chestii, cu țiv pe aici când se strică, mă rog, e parter. Bun, cam asta a fost introducerea. Gen de persoană care îi place mai mult așa intimitatea, știi? Și de-aia mea aș vrea foarte mult, gen, să locuiesc la casă. Abia aștept, Doamne, ajută, când cresc eu mai mare, poate fac și o căsuță. Poate fac și balcon, că n-am balcon. Asta înseamnă să stai la parter. Ai prea multe chestii și nu știu unde să le pui. Cum să le pui, mă, pe balcon? Că n-ai balcon. Le aduce și în cameră la luci. Păi cum să fac mormane aici, gen de haine, de cutii, normal, de gen, de ce mai e pe aici? Cărți, bineînțeles. Cum să nu? Dar și nu vă recomand, cei care stați la casă, vă invidiez. Adică știu, bă, ai că te mai trezești un cocoș, că nu știu, când îți mai cade, nu știu, curentul vine mai greu, nu știu cum e pe acolo. Ai altfel, uite acum au parcat unul mașina aici, zici că s-au auzit, iar mi-a spus, uite cum îmi sparge peretele, bă, zici că mi-intru cu mașina în casă, ești nebun. Hai să încep lista asta, aș vrea să locuiesc la casă pentru că am reguli cum ar veni, sau mă rog, regulile lui mama, că eu după 10:30 nu am voie să fac duș, 10:30 e un caz rar cum ar veni, că până atunci nu. 9:30 că n-ai voie, că se aude apa la vecinul, nu, 8:30. Nu beneficiezi de oameni bătrâni care încearcă să-și pornească Dacia în fața geamului tău, dar în fiecare zi, omule, e o Dacia 1310 în fiecare zi. Ai mai multă intimitate, aer mai curat, că doar e un pic mai la țară, așa, un pic mai în zona asta, mai rurală, dar nu e fix în mijlocul orașului să miroasă benzina de la Dacia 1310, normal că merge pe ulei de acum, că e vechi. Mergi pe principiu, e casa ta, faci ce vrei, așa, aici e casa mea, noi, e blocul nostru, că nu-i casa ta, e blocul nostru aici, cum e? E o bucățică, da, e a ta, dar e blocul nostru, nu poți să faci ce vrei. Și ar fi mai multe, dar nu mai vin acum, oricum mai sunt, că poți să mai mergi tu cum vrei prin curtea ta, nu trebuie să-ți iei toate, să te duci, că dacă normal, nu. Și dezavantaj
avantajele dacă ai sta la casă, cred că sunt foarte puține, deși sunt. În primul și în primul rând ar fi că nu poți să mergi în singur până acasă, că asta înseamnă normal casa fiind într-un mediu mai rural. Bine, dacă nu stai în cartier aici, am rezidențial în mijlocul orașului, e poți să mergi pe jos, dar așa nu. E mai departe și nu poți să mergi pe jos, trebuie să, nu știu, dacă nu poți să te ia părinții tăi, trebuie să te duci cu un mijloc de transport comun, ăla vine la ore fixe și astea nașpa că trebuie să respecte. Ar mai fi, dar nu mai sunt, nu mai să cred că stai sigur, deci nu te mint, stai sigur. Deci da, asta mi se pare singurul, frate, că e mai departe, restat tatu, dar ce că e mai departe, ce te mai interesează? E casa ta, nu-i blocul nostru, normal. Hashtag casa mea, nu blocul nostru. Am atâtea am avut eu de zis, ori mai fost câteva întâmplări care se întâmplă. Se întâmplă care se întâmplă. Ar mai fi câteva chestii, dar chiar mai vin acum. Cam atât am avut și eu de zis. Am zis așa, un episod mai lame. Așa că n-avem timp, n-avem timp de sketch-uri, de astea. A promit că așteptarea va merita în vacanță. Nu știu, am să încerc să, dar nu știu, mai e până la vacanță. Mai e o lună de acum, o lună, dar tot mai. Oricum știu că pe 31 nu se face școală și mai e și weekendul ăla. Și câte 4-5 zile, 4 zile oricum. Așa o să mai am timp să fac eu atunci. În rest o să vedem. Nu uitați, dați un like, un follow pe Instagram, o treabă, o chestie și să-mi ziceți în comentarii, nu știu, părerea voastră despre cum e să stai la casă și la bloc. Mă rog, e doar o furie așa de-a mea, mă rog, dacă pot să zic așa. Deja se și noptează, nu mai e lumina bună oricât aș trage eu asta. Ne vedem, bă, șacaluri, aveți grijă de voi. Mamă! Strălucea în ciuda horoscopelor, pe marginea lacului, în spatele ploapelor, dragă doamnelor, înapoi pe șezlong lângă juratic, totul era sistematic. Zise rumâna, n-avea nicio grijă, plasticul e malign, mai bine ai bea din sticlă. Nu spune multe cuvinte, visam.